furtul din buzunare este un fenomen, deși numărul cazurilor raportate de păgubiți este în scădere. Pentru a reduce cât mai mult acest fenomen, oamenii legii au demarat la nivel național o campanie de informare cu privire la modalitățile de prevenire a acestor fapte. La sfârșitul săptămânii trecute s-a lansat campania de prevenire a furturilor din buzunare Protect Your Pocket, inițiativa a rețelei europene de prevenire a criminalității din cadrul Comisiei Europene, în conformitate cu decizia adoptată de Consiliul Administrativ al rețelei europene de prevenire a criminalității. La nivel european a fost lansată campania de prevenire a furtului din buzunare, pentru care România și-a manifestat acordul de implementare alături de alte 24 de state. Campania are ca scop conștientizarea populației cu privire la măsurile de autoprotecție ce trebuie adoptate pentru prevenirea furtului din buzunare, dar și principalele vulnerabilități în cazul acestui tip de criminalitate. Acțiunea se desfășoară pe trei direcții: evenimente sportive, transport în comun și festivaluri. Durata acțiunii este 13 iunie-31 august 2018. Campania de informare este însoțită și de trei filmulețe în care, cu umor, sunt prezentate situații în care putem deveni victime ale hoților de buzunare. Polițiștii ne oferă și un set de recomandări pentru a evita să devenim victime ale acestei infracțiuni. Polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității vă recomandă: nu purtați portofelul în buzunarul de la spate al pantalonilor. Nu purtați bani la vedere sau valori în buzunarele laterale hainelor. Evitați să aveți asupra dumneavoastră sume mari de bani în numerar. Când achitați cumpărăturile, nu scoateți toată suma de bani, ci numai necesarul plății contravalorii acestora. Atunci când efectuați plata cu cardul, tastați codul PIN cu discreție pentru a nu fi observați de cei din jur. Campania Atenție la buzunare reprezintă o inițiativă a rețelei europene de prevenire a criminalității din cadrul Comisiei Europene și se derulează în întreaga țară, dar și în alte 25 de state. De la începutul anului, în județ au fost întocmite 12 dosare penale pentru furt din buzunare. Numărul este mai mic cu 4 dosare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.